primul rând, să vorbim de programul care o să fie în luna octombrie. Sperăm să facem cum am făcut și în septembrie foarte bine, să fim tot la fel cei mai buni, pentru că acesta e obiectivul nostru. Am avut un septembrie foarte bun, sperăm să continuăm pe aceeași linie și în octombrie un program mult mai greu, mult mai din toate punctele de vedere, pentru că avem puține meciuri acasă, mai multe în deplasare, o să vină și meciurile de cupă, deci practic trebuie să ne gândim la toate aceste probleme, pentru că, cum am zis, cea mai mare preocupare a mea și a staff-ului la echipă e să îi punem la punct pe jucători din punct de vedere fizic. Vedeți că în fiecare săptămână intră unul, iese altul, revine altul. Deci așa am început din vară și cred că așa vom continua până în iarnă și vom vedea ce se va întâmpla în iarnă în această pauză competițională. Întâlnim de meci, întâlnim o echipă cu un antrenor care de când e acolo a făcut-o să joace fotbal foarte bun, complet, mobili, tehnici, creativi, un fotbal bun. Se întâlnesc două echipe care au marcat foarte multe goluri. Cred că va fi un meci foarte interesant din punctul meu de vedere și plăcut celor care o să vină la stadion sau la televizor să-l vadă. Amândouă echipe cred că își doresc cele trei puncte. Jucăm numai pentru acest lucru, să mergem să ne impunem principiile noastre, adică posesia și presiunea. Știm că trebuie să facem un meci foarte bun contra unui adversar care joacă acasă și care va face orice ca să câștige acest meci. Și cred că vom face... Va fi un meci foarte bun. Partea elaltă, în privința jucătorilor, Băluță, din păcate, se pare că are ceva venit de la echipa națională cu ceva la genunchi. Nu e 100%, vom vedea astăzi, o să fie ultimul control la ultimul antrenament și vom vedea dacă poate să fie sau nu. Corinus, care a luat roșu, și Benzar, care încă nu a recuperat. Mai are nu-i 100% și nu poate să facă parte din lot. Revine Morar, revine Torje, revine Pitu, Nedelcu, a revenit și el, Nedelcu și Torje nu sunt 100%, așa că Morar deja a jucat la ultimul meci, deja e cu noi de multe zile, Pitu asta puțin, doar a avut două zile, atâta înseamnă că avem grupul de tineri foarte bun care ne-a dat un randament foarte bun și aici îi includ în primul rând pe Pitu și pe Gramenii, care deja și mai nou Sârbu, care deja își câștigă locul în echipă, jucători eligibili care joacă titulari, care sunt oameni de bază și care au un randament foarte bun. Mai sunt și alte mulțumiri în sensul că ceilalți tineri care au mai multă experiență și ei joacă foarte bine și aici e Băluță, Casap, care e pe drumul bun, Nedelcu, care sunt și Aioanei și toți ceilalți, care e un grup de jucători tineri, dar experimentați. Ceilalți sunt foarte tineri și grupul de celălalt, care e Borza, cu Sali și cu Andronache, care sunt și ei jucători care, când avem nevoie de ei, ne-au dat un randament foarte bun, au intrat și care sperăm ca fiecare să joace din ce în ce mai bine, să ne ajute echipa, că o să avem nevoie. De aceea am și vorbit de acest grup de tineri, pentru că în perioada următoare probabil o să avem nevoie de meciurile care o să fie, o să avem nevoie de toți și cei care sunt la farul 2, de majoritatea, pentru că lotul nostru se compune din echipa mare și cei de la echipa a doua, care totdeauna, când o să avem nevoie, o să-i accesăm și sperăm să vină și să dea randament foarte bun. Cam asta așa, în mare, întrebare. Nu l-ați convenit pe Ali Bek? Cât va conta? Ali Bek e suspendat. De ce să-l pomenesc dacă e suspendat? E suspendat. Ce rău ca să...
Ok. Da. Suspendați și n-are rost să vorbim. Nu e pentru meciul ăsta și n-are rost să vorbim. Deci pe mine mă interesează ce am la meciul acesta și trebuie să vorbesc de jucătorii care i-am. Ali Bek e suspendat la acest meci și avem ceilalți jucători care vrem să facem noi. Echipa câștigă meciurile. Ali Bek e un jucător din noi care e foarte bun, dar pe noi contează, pentru mine contează echipa să fie la nivelul foarte bun, pentru că ea a făcut toate rezultatele care s-au întâmplat până acum cu jucători care, bineînțeles că Denis a fost unul dintre protagoniștii noștri, un jucător foarte bun, dar nu o să stau să vorbesc despre ce nu am. Eu vreau să rămân cu concentrarea, cu tot ce avem noi pentru acest meci, ca să facem, să mergem acolo și să fim puternici. Sunt ceilalți jucători care trebuie să intre și să facă foarte bine și cred că au demonstrat-o când au jucat. Sunt jucători de experiență la fel, care au experiență sau poate tineri. Vom vedea. Se anunță un meci foarte interesant. Nu știu dacă va fi spectacol sau nu, pentru că vom vedea, nu știm ce se va întâmpla. Așa, statistica zice că am marcat goluri multe, că ne dorim, dar după aceea vom vedea pe teren. Tot statistica și trecutul spune că meciurile au fost destul de tensionate de fiecare dată între Spahu, Vitoru și Sepsi. A fost meciuri foarte bune. Meciurile foarte bune au și tensiune, au presiune, au de toate. Deci sunt meciuri foarte bune. Eu mă rezum la tactică, la joc. Și cred că au fost meciuri foarte bune între noi. Și e pentru că sunt formații care încearcă să joace fotbal și joacă fotbal. Și meciurile sunt foarte bune. E o presiune suplimentară acum că Faru s-a desprins în poziția de lider? Nu schimbă cu nimic mentalitatea noastră. Vreau să construiesc la Constanța o mentalitate de învingător. Vrem să câștigăm fiecare meci. Pentru noi e important fiecare meci să-l tratăm serios, să fim concentrați din punct de vedere ofensiv. Maxim 100%, iar defensiv să avem atitudine, să avem determinare foarte bună, pentru că aceste lucruri ne-au adus să fim pe primul loc, pentru că știm să atacăm, știm să ne apărăm, am demonstrat lucrul ăsta, ambele faze făcute bine, lăsând la o parte un meci la Craiova care clar era un adversar foarte, foarte bun, care a fost inspirat și probabil și valoarea lui a jucătorilor au adus acele goluri. Dar în rest, eu zic că am făcut ambele faze foarte bine. Totdeauna ați fost înclinat către copii, către promovarea sportului. Parul a început acum o campanie de popularizare a sportului în școli. Unde curgea, care sunt așteptările? E doar un început. Trebuie să lucrăm mult, trebuie să mărim suporterii să vină, lumea care să iubească Farul, pentru că e o echipă fanionă a Dobrogei și a Constanței. Și atunci trebuie iubită, trebuie să vină cât mai mult și asta ne dorim. Și bineînțeles că copiii sunt foarte importanți pentru că ei îi reprezintă viitor. Mă, nu știu dacă este o veste tocmai bună, dar autoritățile au spus că procesul de demolare a stadionului se va termina. Hai să vorbim să se aprobe proiectul și după aceea vorbim de celelalte. Nu luați fiecare detaliu, doar îl desecați cum doriți dumneavoastră. Eu știu că lucrurile merg bine, foarte bine și că suntem pe drumul foarte bun și că la Constanța se va face stadion și va fi unul dintre cele mai frumoase stadioane. Așa vreau și eu, domnul Trebor, dacă îmi permiteți. Da. Aș vrea să vă felicit pentru podcastul cu Bune, timp s-a părut extraordinar. Și Farul a rămas acum singura pe primul loc. Credeți că puteți să țineți acest rit până la final? Trebuie. Trebuie să fim la fel, să construim această mentalitate de a încerca să luăm cele 3 puncte la fiecare meci, să jucăm pentru ele, vom vedea cât o să obține, cât de competitiv o să fim în continuare. De aceea și început, am zis de luna, pentru că după ce ai meciul fiecare săptămână, îți planifici și pe lunar, începi să-ți planifici meciurile care le ai, programul care le ai și ne așteaptă un program foarte greu cu un meci acasă și mai multe în deplasare și trebuie să arătăm că merităm. Și dacă îmi permiteți încă o întrebare, ce credeți că ar trebui să facă FCSB să spele rușinea din Danemarca? Altă întrebare. Nu, dar nu puteți să-mi puneți întrebare eu când am o conferință de presă să vorbesc de echipa mea. Nu pot să vorbesc de altcineva, chiar dacă vă convine să vorbim de alții. Trebuie să vorbim de noi, nu că am fi pe primul loc.
trebuie să vorbim de noi, că în fața voastră e subsemnatul care e la Faro și trebuie să vorbim de Faro. 57 de jucători dați în prima ligă, promovați de Academia Gheorghe Hagi, mai aveți și alții? Ați văzut la ultimul meci. Un copil care a debutat, care rămâne în continuare în anturajul nostru, o să-l vedeți și în continuare, probabil ușor, ușor. După ei sunt alții, alții și alții, că pentru că la noi, cum știți, obiectivul meu trasat de conducere și de acționari e ca să promovezi cel puțin 4 jucători în fiecare an, trebuie promovați de la Academie, pentru că suntem cea mai bună Academie din România și atunci e clar că dacă ești cel mai bun, e imposibil să nu ai 4 jucători foarte buni care poate să joace la echipa mare. Asta nu înseamnă că ei din prima ajung titulari, trebuie să-i adaptăm, să le dăm timp, să nu le creăm presiune, să-i punem când trebuie, să crească și la un moment dat să devină oameni de bază, așa cum s-a întâmplat cu Grameni și cu Pitu, care sunt ultimele două exemple ale noastre, care sunt cei mai buni tineri jucători din prima ligă în momentul de față, cu cifre, cei mai buni, cel mai bun pasator și al doilea cu mijlocaș cu cele mai multe goluri din divizia. Cred că asta zice multe. A contat pentru parcursul de până acum al Farului și faptul că în vară s-au întors la echipă foști jucători care au câștigat titlul cu Viitorul și care mulți sunt promovați din Academie, care au sunt obișnuiți. Sunt jucători foarte buni care au demonstrat, nu sunt condiții fizice extraordinare, de aceea sunt și la noi, pentru că dacă erau în condiții fizice foarte bune sau într-o formă foarte bună, acești jucători costă foarte mult. Deci sunt jucători foarte valoroși și v-am zis, acesta e scopul nostru a staffului, să-i aducem, să-i facem să se simtă bine, să, din ce în ce să ajungă să se simtă bine în teren și să dea randamentul care era înainte. Deci că ei înainte au dat un randament foarte bun și au fost printre sau cei mai buni din România. Așa că acolo vrem să-i ducem iară și cred că și acest aspect, avându-i în lot la noi și folosindu-i fiecare cum a putut, eu cred că a contat. Echipa e foarte, foarte talentată. Avem un grup foarte bun care are mult talent și eu cred că nu e întâmplător că noi suntem acolo sus.